Sala Barbu Știrbei a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș a fost gazda simpozionului dedicat Zilei Unirii Principatelor Române, organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Călăraș, Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, Primăria Municipiului Călăraș și Asociația Cultul Eroilor Regina Maria din Călăraș. Au susținut alocuțiuni despre însemnătatea crucială a procesului de unire a celor două principate, profesor dr. Ioan Budu, profesor dr. Constantin Tudor, profesorul Ilie Ștefan Rădulescu și protopopul Vasile Viorel Dinu. Gazda evenimentului, viceprimarul Nicolae Dragu, a mulțumit tuturor celor prezenți și a transmis mesajul președintelui Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță și al primarului municipiului Călăraș Marius Dulce. Ansamblul Bărganul al Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș a încheiat evenimentul cu Hora Unirii. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum și cruzii tăi dușmani. Să știți că această mică unire, cum mi s-a spus, este un cuvânt impropriu, întrucât începutul întotdeauna la o casă este cel mai greu și așa și începutul formării statului național român modern a fost, să zicem așa, mai greu de îndeplinit. Da? Din acest punct de vedere, putem spune că acest eveniment memorabil din istoria poporului român a fost foarte important. Aș vrea să încep cu factorii care au dus la acest moment de la mijlocul secolului al XIX-lea și să știți că unirea românilor a fost pregătită de o serie de evenimente anterioare care până la urmă au avut rolul să desăvârșească conștiința națională în acest secol al XIX-lea, numit secol al naționalităților. Și românii, să știți că n-au uitat originea latină pe care o au și acest lucru a fost subliniat chiar și de voievodul Mihai Viteazu, care a săvârșit, după cum bine știți, la 1600, unirea celor trei țări românești, este vorba de Țara Românească, apoi Transilvania, prin victoria pe care acesta a săvârșit-o la Șelimbă, și ulterior Moldova, care și ea s-a alipit celorlalte două țări românești, practic reușind să înfăptuiască acest mare act, care a constituit un impolt pentru poporul român în veacurile următoare. Iată, aniversăm 162 de ani de când în Europa și în lume se vorbește de români și de România. De România ca stat, de România ca națiune care începuse să fie luată în seamă de marile puteri europene și nu numai, așa cum a spus puțin mai devreme colegul meu. Dar întâmplarea face, aici este raportul dintre necesitate și întâmplare, întâmplarea face ca manifestarea noastră de astăzi să aibă o valoare aparte pentru noi, locuitorii județului Călăraș. Exact acum 40 de ani, printr-un decret al Consiliului de Stat, decretul numărul 15, din 23 ianuarie 1981, se repara o gravă greșeală, o greșeală monumentală, o greșeală istorică pe care o făcuse regimul lui Nicolae Ceaușescu în 1968, când se revenise la organizarea teritorială pe județe și când noi, Călărașul, care fusesem capitala județului Ialomița istoric din 1833 până în 1952, fusesem efectiv înlăturați pe un considerent banal. Iată, în 1981 se repara această greșeală și se înființa prin acel decret numărul 15 județul Călăraș.
Pe 6 ianuarie am înaintat un memoriu documentar Consiliului Județean Călăraș, propunând să marcăm acest eveniment. Consiliul Județean a răspuns favorabil propunerii mele și miercuri pe 27 în ședință de Consiliul Județean, exact când aniversăm și 40 de ani de când s-a constituit Consiliul Județean de la Călăraș, se va marca și acest eveniment. Dar fiind astăzi pe 23, să-mi permite să vă spun la mulți ani dumneavoastră călărășenilor și să dea Dumnezeu ca acest județ să reziste și să se dezvolte pentru binele nostru a tuturor. Primele manifestări scrise ale ideii de unitate națională le deșifrăm încă din secolul al XVI-lea, începând cu vestitul umanist de origine română Nicolae Solacus. Conștiința unității de neam devenind constantă în opere cronicare români și ale corifeilor școlii atenene. În primele decenii ale secolului trecut, odată cu începuturile procesului de constituire modernă, mă refer la secolul al XIX-lea, a culturii și literaturii române, scriitorii au receptat ecourile mișcării de redeșteptare națională declanșată de Tudor Vladimirescu. În preajma Revoluției la 1848, idealul unității naționale devine unul dintre cele mai mărețe deziderate ale epocii. În cartea a patra istorie lui Mihai Vodă Viteazul, Nicolae Bălcescu releva rolul istoric jucat de voivod în unirea țărilor române. Citez. Acum românul era înfrățit cu românul și toți au una și aceeași patrie, una și aceeași cârmuire națională. Statul acesta nou are votare naturale de minune. El e destul de puternic. Pământul său destul de binecuvântat de cer. Locuitorii săi, numeroși și în mare parte omogeni, el poate trăi asta de sineși și a se apăra împotriva năvălirilor străinilor. Citat închis. Prin firmanul din 13 ianuarie 1857, poarta otomană de la Constantinopol dispune convocarea divanurilor ad hoc. Adunările sau divanurile ad hoc au fost adunări consultative convocate în 7 octombrie 1857 în Moldova și în 8 octombrie 1857 în Valahia, cu scopul de a exprima voința populației cu privire la organizarea definitivă a principatelor. Ele erau alcătuite prin reprezentanți ai bisericii, ai marii boierini, ai burgheziei și ai țărănimii clăcașe. În cuvântul de deschidere a divanului, mitropolitul Sofronie al Moldovei a spus printre altele, citez, Moldo, românii de astăzi sunt toți una, ei au o singură origine, un sânge, o patrie, o istorie, au credință, au un Dumnezeu. Să ne silim să fim așa, ca să fim vii și ca să învieze între noi iubita noastră patrie, încheie citatul. Aceste propuneri au fost discutate la conferința miniștrilor de externe ai puterilor garante la Paris în vara anului 1858. Adunările elective din ianuarie 1859, prezidate de cei doi mitropoliți, Sofronie al Moldovei și Nifon al Țării Românești, au ales domnitor pe colonelul Alexandru Ioan Cuza în 5 ianuarie la Iași și în 24 ianuarie la București. Această dublă alegere a lui Alexandru Ioan Cuza a fost de facto momentul principatelor române. Mai mult, după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, ideea alegerii aceluiași domn și la București a fost îmbrățișată de mitropolitul Nifon al Țării Românești, care în dimineața zilei de 24 ianuarie, după oficierea slujbei de Tedeum, în vederea deschiderii lucrărilor adunării elective a Munteniei, convocată în vederea alegerii Domnului, a cerut membrilor adunării să jure pe Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce în fața icoanei Preasfintei Treimi, că la lucrările din după amiaza aceleiași zile vor vota pe Alexandru Ioan Cuza
domn al Munteniei. Acest demers liturgic al mitropolitului Nifon a asigurat alegerea lui Cuza la București cu unanimitate de voturi.